De ce am intrat aici? Mamă, ce am zis că cad în hău, în prăpastie. Da, trebuie să fiu foarte atent cu trapa aia. Pentru jocuri și programe ieftine, vizitați g2a.com. Link în descriere. Salutare tuturor, Snimor, și bine ați revenit la un nou episod din Rust Solo Survival pe UK în... Am mai avansat un pic mai mult off-camera, m-am jucat ceva. Respectiv am farmat foarte, foarte mult. Vă place recolta mea? O nouă recoltă de altfel. Dar pe asta o las mai mult loculec încă. Și haideți să vă arăt noua bază care o să fie brlogul meu, și anume turnul ăsta aici de sus. Chestia de acolo. Acum asta am abandonat-o, deși am băgat foarte, foarte mult metal în ea. Din păcate am fost nevoit să o abandonez. Pentru simplu motiv că era prea mare. Și eu în momentul ăsta mă grăbesc să mut toate resursele de om în baza asta furată pe care le am acolo și vreau să le duc în partea asta la altă. Și acum o să mai construim. Da, deci e destul de complicat de ajuns. Trebuie să găsesc oricum o soluție de a distruge toate scările astea în shit pe care le-am pus pe aici ca să te urci. Să evit să-mi ajungă cineva aici. În orice caz am făcut o treabă mică. Și anume am un mod foarte ingenios, cel puțin mie mi se pare ingenios, de a intra. Ok, haideți să punem un cifru. Aici este practic intrarea. Se intră pe aici sau pe aici, care e și airlock-ul de fapt ăsta. Aici o să fie cupboard-ul numai, plus o turetă. Mai trebuie doar metal de la prețios și pot să craftez o turetă, în rest am toate mațurile care sunt aici în momentul în care cineva se gândește că ok, vede, ăsta e airlock-ul. Singura modalitate e să o luăm încoace. Aici se află scara, în momentul în care dă de turetă. Asta este planul. Dar poate vă întrebați cum ne urcăm în bază. O să vă arăt în data. Pus aici un cifru. Mai am încă unul. Hai să mai fac încă unul ca să am două. Să pot să pun cifru și la ușile astea să fie safe 100%. Bun. Se deschide ușa asta în momentul în care deschizi trapa asta. Și trebuie, cu un pic de avânt, hap, se ajunge aici. Și asta, practic, este baza în momentul ăsta. Aici și-am. Haideți să folosim niște... ce prostie am făcut. N-am luat ciocan. Da, facem acum încă unul. Problema e că... se poate și... Uite că am reușit. Se poate și sări înapoi, de nevoie. Jap, cifru și oficial este încuiată baza. Este doar de lemn, trebuie să-l fac mai am metal. Cam destul. Jap, îl facem direct în metal. Să știm o treabă, aici nu mai am destul pentru perete, nici pentru podeaua asta. Ok. Dar putem să facem piatra? E piatra deja. Da, că pe dedesubt piatra e ca un lemn. Da, haideți să urcăm la etaj. Hop. Trebuie să-și încuiem ușa de acolo foarte tare. Și să dăm direct cu upgrade-ul de piatră. Acum, nu m-am gândit încă cum o să... Și gata, nu mai avem upgrade. Bagam lemnare. Nu m-am gândit încă cum să structurez... cum se cheamă... interiorul.
Nu m-am gândit încă. Aici o să fie... Cred că o să las spațiu liber. În orice caz îmi trebuie un blueprint, un building plan de ăsta. O să-mi trebuiască o scară. O scară pentru a ajunge la etaj. Câte metri? Mamă, 15 secunde. Și altă chestie pe care la care nu m-am hotărât, pentru că asta oricum e un pătrat aici și am ăsta aici, intrarea. Nu știu dacă să ridic în sus tot cu ăsta așa. Pentru că teoretic tu dacă distrugi aici ăsta, nu mai e cum să urci. Adio. Adio. Să mă gândesc. Aș putea să fac în loc de scară de aia normală, să fac o scară de lemn să urc. Nu știu cum e mai greu. Sau bine, cea mai bună ar fi o trapă de asta. Cred. Și cred că asta o să și fac. Și pentru trapa asta trebuie să facem... Ah, hai că putem să începem. Podea. Facem podea și așa. Și cred că aici în centru o să las pentru... bine, hai să pun o scară provizorie. O să las o trapă. Să te urci cu trapa și atât. Și aici o să fie deja... camera principală. Ha. Mi-a venit o idee. Da, o să ridic aici cu încă un etaj. Și aici deja pot să fac tot ce am nevoie. Pot să pun rama aici deja? Ah, perfect. Perfect. Punem rama ca să faze că o să-mi trebuiască gears. Ca să fac încă o asta. Să fie aici pe centru. Mamă, și asta putem să o și închidem, de fapt, și de drept. Ce idee mișto. Pot să mai fac aici, practic, un stâlp de zid. Și să fie o ușă metalică. Și pe urmă trapa, ca să urci la următorul etaj. Asta putem să-l upgradăm direct. Lemn... stai, am destul... a, hai că am o grămadă de lemn. Jap. Nu e tocmai ideal că-l fac... fac aici de lemn, dar nu am piatră, pur și simplu. Și aici o să fie cămăruța mea. Cu sleeping bag-ul. Pentru oricum am de gând să locuiesc singur aici. Dacă e să se joace cineva cu mine, o să facem baza cealaltă, baza aia mare. O să fie acolo, gen... baza principală, practic, și aici o să fie... colțișorul meu de rai. Hai să-l punem... pun așa. Dacă e mai pun un sleeping bag... Dar, de fapt, nu. Îl pun pe centru pentru că, pe urmă, mi-e picioarele prin clădire. Mi s-a mai întâmplat. Așa că îl pun așa. Jap. Metal, n-avem destul să mai facem o ușă, dar n-avem nevoie. Upgrade that shit. Bun. Acum, e întrebarea dacă să mă duc mai sus. Pentru că, teoretic, n-am nevoie. Adică ar fi... etajul ăsta plus trebuie să mă gândesc un pic. Să mă gândesc cum se comportă dacă, deci în momentul în care stai să testăm aici. Deci urcăm, suntem în cămăruță, practic. Am intrat.
Și aici pot să, da, mi-a venit o idee. Să fie aici tot așa închis, dar cu uși de-astea. În genul ăsta. Și să fie compartimentat. Bine, nu știu în ce fel. Stai, trebuie să împart cumva, să aibă sens. Ce ce sleeping bag? Vreau să fie o parte asta, trei pătrate, practic, cu rafturi. În care o să pun cupboard-uri de-astea. Ca să știu o treabă. Da, asta pot să-l... Deci ar fi unul așa... Da, facem altfel. Asta îl demolăm împreună cu ăsta. Deci o să fie aici zona cupboard. Punem zid întreg pentru treaba asta. Stai că nu știu cum să-l... Da, așa îl pun. Și aici lăsăm liber momentan, adică, mă rog, vreau să fie, să fie zid și în partea asta. Am pus invers, nu? Da. Bun. Ah, hai că pot să pun zid, că sar până fac rost de drăcia aia. Da, și ar fi la modul, bine, dispare scara, e trapă, se urcă pe centru. Da, și o să mai fac o treabă aici. Asta mai încolo. O să fac ziduri aici pe toată podeaua asta. Pentru simplu motiv că să fie fundație la podea. Nu poate să o spargă. Ok. Deci aici o să fie trapa, se urcă aici. Avem o dată în partea asta e lutrumul. Și în partea asta e restul, unde o să mai pun frigider, foc de tabără, smelter eventual. Pot spune aici o latură cu o parte cu smeltere, partea asta frigider în șit și aici e asta. Și o să mai fac un etaj mai târziu cu sniper tower, adică bine, oricum sunt la mega înălțime aici, aia de curiozitate ce vizibilitate avem. Ce vorbești, boss? Deci dacă ajung pe etajul ăsta, e rupere. Sunt la nivel cu baza aia care e de 11.000 de ori mai înaltă, doar că eu sunt pe stâncă și automat sunt mai înalt decât toți. Ok. Da, e bine. E relativ ok. Dar n-are sens să mă duc mai sus. Mai ales că am de gând să împart. Acum aici facem provizoriu pentru simplu motiv că vreau să mut toate drăcile alea. Să punem raftul ăsta ca... Stai să mă gândesc cum ar fi mai bine să-l pun așa. Așa gen. Sau invers. La perete 3. Cred că aș putea să pun unul așa. Da, nu știu ce să zic. Ar mai fi ideea să pun aici. Deci aici e ușă, intrare. Și mai pot să pun și aici un zid cu ușă și zid cu ușă. Și rafturile să fie în spate. Că atât de multe resurse nu am nevoie. Ca să fie mai greu și pentru ei, nu de alta. Can't decide. Hai să-l punem așa momentan. Aia e. Fie ce-o fi. Po
poziționăm așa mai în față un pic încât să nu iasă pe urmă raftul afară. Ăsta îl upgradăm direct. Împreună cu ăsta. Și chiar și asta. Jap. Raftul e poziționat ok. Acum, cupboard-urile. De fapt, nu se cheamă cupboard, se cheamă, nu știu cum se cheamă chestiile astea. Cupboard-ul ăla de building. Am și un calvar să le poziționez. Ok. Hamă că găsi... Bam! Păi sper că nu iese. Nu iese la exterior. E perfect. E perfect. Avem chiar 4. Ideal. Și cred că oficial pot să mut tot. Asta e să fie la linie. Cause my OCD is going crazy. Ia să vedem pe partea asta, se vede ceva? Pot să-l accesez? No. E perfect. Perfecto. Bun. Punem pe următorul. Mai avem 2 bucăți. Aaa, l-am pus mai în spate asta. Mi s-a părut mie că l-am poziționat prea ușor, dar... Hai, pe ăsta îl punem... Punem corect. Da, în fine. E ok. Aici unul... Mai pot să fac un raft? Mai pot să fac un raft. Hai să mai facem un raft. Cât durează? Câteva secunde. Pe ăsta o să-l punem aici, în partea asta. Și să vedem dacă punem cu ușă sau nu punem cu ușă, că e destul de înghesuit dacă mai pun și ușă. Așa că probabil o să las... Aș putea să las un frigider aici pe centru. Ok, s-a făcut raftul pe care îl vom poziționa easy. Cam așa. Bun. Asta deja pot să le umplu. Facem pe ăsta cu lemn, ăsta cu piatră. Oricum o să mai întrebească foarte multe cupboard-uri de-astea. Smelterul e în partea cealaltă. Ce nasol aici că nu am... Da, chiar mi-mi trebuie un airlock aici. Eu acum mi-am dat seama. Chit că se intră. Eu aici trebuie să am airlock. Yup. Și dacă stau să mă gândesc, aș putea să pun într-un loc mai random intrarea asta. Deși central e ok. Adică merge și aici. Nu știu, mă mai gândesc. Da, e ok, central. Oricum n-am resursele necesare ca să construiesc treaba asta, așa că... Jap. Bun. Momentul ăsta... aș dori să... Deci aici... Da, aici nu mai e mic. Aici mai pot să pun un cupboard. E gen pentru airlock, ca să mai aduc chestii repede sau să am bow and arrow, resurse. Trebuie să distrug acolo chestia aia. Pentru că în felul ăsta o să pară... Da, să nu le vină vreo idee și o reconstruim noi cu altă ocazie. Plus că trebuie să găsesc o modalitate. Da, chiar aici se poate... Ai cum să te urci în partea asta în spate? E interesant de știut. Deci din partea asta să vii... Deci aici n-ai cum.
Aici nu se poate, nici aici. Bine, aici teoretic dacă construiești poți să te urci. Da, deci nu cred că ai cum să ajungi pe stânca asta, în spate. Bun. Hai să mergem să distrugem acolo ce avem. Și pe unde mă urcam? Pe aici mă urcam? Oricum, zona destul de liniștită momentan, adică am văzut un singur tip care a trecut, iar am îmbrăcat ce-i drept. Iar asta o distrugem direct. Wow. Pierdem lemn, da. Ba. Se pare ceva foarte, foarte neterminat. Și atunci poate nu atrag atenția atât de multă către bază. Deci e foarte clar că vin de-astea drepte. Ha, serios? Hai că îi dau așa normal, ce pot să fac? Hai, de fapt îi dau cu arcul. Cred că e mai eficient. Bam, s-a spart toată distracția. Și asta, mă rog, e fundația deja metalică. Am băgat o groadă metală. Wow. Explozii. Da. Acolo, mă rog, trebuie să văd. Acolo o să ascund un cupboard pe triunghiul ăla. O să-l fac cu cupboard în el. Ca să nu poată să construiască în jur pe acolo, la nivelul ăla, pe stânci. Și eu trebuie să găsesc o soluție. Ori să fie un fel de airlock, să fie undeva o ușă prin care să treci. Ca să urci pe urmă pe stâncă normal, adică practic la nivelul scărilor ăla sau nu știu, trebuie să găsesc o soluție. Acum singura chestie care mi-a rămas să fac este să mut tot loot-ul. Loot-ul. Și cred că putem să... Harvestuim... drăcia asta de hemp. Oh. That was painful. Oh, 10. Bun. Na, unele erau 5. Unele nu se terminaseră. Fii rar. Astea-s de 5 și astea-s de 10. Și astea-s de 5. 10. 10. 5. Ah, am zis că e de 10 și aia. Și am făcut 350... 305 clot. Nu-i rău. Pentru un singur harvest. E foarte, foarte bine. Niște... dovleac am pus la plantație acolo. Băi, ce noroc am avut eu cu baza asta, bășita ăsta. Dar nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat acolo, pentru că pur și simplu era ușa larg deschisă. Hai să facem primul transport, îl facem cu chestiile mai valoroase. Asta o arunc, asta o țin. Harta. Pickaxe-ul ăsta, săgețele le pun pe toate pe mine, asta. Și mai luăm astea 20 de stacuri de mâncare.
că veni vorba. Mai bag ceva acolo. Ăsta, ce zice? 501 metal. E bine. E bine că am foarte mult metal, deci am de smeltuit. O să mai pot să bag niște metal în bază, ceea ce e excelent. Băi, eu pot să fac o chestie aici. Dar nu vreau să o fac încă. Așa, rămân fără lemn în curând. Excelent. Bine că am lăsat tot lemnul sus. Asta e gol, asta e charcoal, ăsta tremutat. Și aici mă rog să niște chestiuțe. Azi e că am de făcut 2-3 drumuri. Da, n-are nică. E bine că am metal ca oro, acum urmează să fac foarte multe uși metalice. Ca să fie interiorul. Da, altă greșeală pe care am făcut-o ultima oară, mă rog, m-am ocupat de exterior, dar exteriorul ăla, na, se sparge relativ repede cu rachete sau C4 și interiorul nu era gata, nu erau uși suficiente, nu erau ziduri upgradate și da. Am avut de suferit. De ce am intrat aici? Mamă, ce am zis că cad în hău, în prăpastie. Da, trebuie să fiu foarte atent cu trapa aia. Asta e important să o închid, că pe asta... Perfect. Pe asta o mai... Pot să o las deschisă, că oricum e trapa aia alta care, na. Ok, aici am zis că pun piatra, aici pun lemn, aici pun... Da, trebuie să mă gândesc unde pun metalele. Ar trebui metalul nesmeltuit să fie aici. Să mai fac un cupboard. Sau ceva asemănător, o ușă, gen, să fie aici o ușă, moment în care aici să fie smeltere, pot să pun aici pe colț smeltere și aici încă un raft cu metalele. Și așa e împărțit loot-ul un picuț. Și în felul ăsta, na. Da, asta, lucrul ăsta pot să-l fac mai încolo, acum e important să... Scap de toate astea de pe mine. Mamă, am 520 gunpowder. E mult. Foarte mult. Pam, 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 pam. Arcul. Nu, arcul păstrez. Harta o las. Ok. Da, nu e o idee rea asta cu... Oricum între un loc de smeltuit. Și o să-l fac aici, e cel mai bine. Ok. Mai băgăm o tură. Și acum, în caz că se întoarce ăla, pe care l-am grifuit. De fapt, nu i-am dat grif, că i-am furat baza legit. Era deschisă. Și el dormea, plin de ghir. Nu mai stau cu frică, că ăla se poate întoarce, nu? Se poate spona pe server, chit că se spune, sau poate are un sleeping bag pe zonă. E și asta o posibilitate, să nu sunt gata încă. Momentul în care vine și mi-închide ușa, bam, în nas. Și aia a fost. Se fini la parodii. Mamă, cât cărbune, frate, am la cărbune să-mi pun și în cap. Astea le-aș lua tura asta acum. Așa, astea sunt toate chestiile de valoare. Mai puțin o hartă, am văzut așa asta. Jap. Aici e cărbunele, aici am luat tot și aici... Deci teoretic două ture mai am nevoie. Odată ai ăsta cu... cărbunele care cu ce mai e aici și încă o tură pentru tot cărbunele ăsta.
Mena San nu prea e o prioritate, sincer, că nu... Adică cărbunele alea oricum îl produc. Mamă, și aici astea. Ia, hai că luăm noi... Luăm noi metalul ăsta cu noi. Ca să putem să facem direct uși sus. Și rafturi și ce mai avem nevoie. Pam, 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 pam. Mă, niciodată nu găsesc drumul bun să urc. Aici cred că dacă mai fac un airlock, n-ai cum să te urci. Aici nu pot să construiesc, nu? Ia să vedem. Nu, no, ce păcat. Nici triunghi? Ba da, triunghi merge. Moment în care nu mai poți să treci. Dacă am făcut treaba asta. Da, păi așa o facem. Pentru că acolo n-ai cum să te urci. Bine, trebuie să înalți baza aia, din păcate. Aici în spate n-ai cum să te urci și practic ăsta e airlock-ul. Unde e baza principală. Sau mă rog, baza de dorme toată lumea. Și în partea asta... Este... loot room-ul. Bine, care acum o să fie cazemata mea. Mamă, ce-am zis că o să cad acolo. Care ar fi fost un lucru... Este mă, da, de fapt nu, nu vreau să risc, nu mă uit în hău. Dacă deja am început să-mi văz drumul. Și aici mai pot să pun un triunghi, am impresia. Ok. Bun. Jap. Hai să-l facem pe ăsta cu chestii de valoare aici. Stop, să-mi zic, astea pot să le duc la recycling rahat ăla. De ce nu le pune? Ok, iar a fost un lag. Un pic de lag am impresia. Dar nu, metalul vreau. Metalul cu clotul, cu ăsta, împreună cu piatra, că așa îmi trebuie și lemnul. Where is the lemn? Da. Asta e clar către... Băi, da chiar. Cum ar fi să pun aici trapă? Dar atunci trebuie să treci prin loot room ca să... urci. Ceea ce n-ar fi rău. Mine, o las deschis momentan. Că aici oricum, aici pe centru clar e închis, că nu o să fie aici trapa. Mine, de fapt, poți să urci tot pe aici. Dar n-are sens. Da, bun. Haideți că o să oprim episodul de astăzi aici. Sper că vă place noul design aici. Am încercat ceva nou. În vârf de munte. Nu uitați să dați un like dacă vă place Rust și vreți și mai multe episoade cu seria asta. Și subscribe pentru și mai multe videouri. Eu am fost Nimor. Bye, bye!